Bună ziua și bine ați revenit în Comuna Cordun. Prin bunăvoința unui agent economic de pe raza municipiului Roman, am primit o donație de 20.000 de puieți de salcăm și 50 de puieți de stejar, care urmează să-i plantăm pe raza Comunei Cordun, în satele Simionești, Pildești, în cursul zilei de sâmbătă, 9 noiembrie, anul curent. Cred că este o acțiune binevenită acum, în momentul în care în țara noastră discutăm doar despre defrișări și nu despre plantat puieți de copaci, de salcâm sau orice fel de tip de copac. E o acțiune binevenită. Sper ca cu această ocazie să ecologizăm zonele și să împădurim aceste zone, să ecologizăm aceste zone de pe raza comunei noastre, astfel încât să creăm pe viitor plantații mici de păduri micuțe pe lângă satele din comuna noastră, astfel încât aerul să devină mai bogat în oxigen. Apropo de viitor, înțeleg că această acțiune se referă chiar la viitor, pentru că sunt implicați și copiii. Sper să fie o acțiune bună, sper o acțiune de o amploare mare la nivelul comunei și vreau să atrag în această acțiune, pe lângă consilierii locali cu care am discutat, și copiii de pe raza Comunei Cordun, de la școală, să participe cu toți la săderea măcar câte unui pom. De asta personal veți planta mai mulți. Particip și eu alături de copii și voi planta și eu alături de ei mai mulți copaci. Dacă ne puteți spune la ce oră va începe acțiunea pentru cei care sunt interesați? Sâmbătă, cred că în jurul orei 9 dimineața vom începe acțiunea de plantat. Oricine poate veni să planteze un copac? Sigur că da. Aștept toți locuitorii de pe raza Comunei Cordun să participe la această acțiune de împădurire a acestor zone.